make-ul. Vorbim astăzi, dragi doamne și domnișoare, despre machiaj, despre make-up-ul ochilor, dar și cel al buzelor. Avem în dimineața asta alături de noi Nicoleta Ispășescu, împreună cu Cristina. Bună dimineața, fetelor, și bine ați revenit. Aș vrea să știu, Nicoleta, de la tine astăzi, cum putem să trasăm o linie de tuș fără să dăm greș. Că știm că tușul, machiajul ochilor este foarte important și de obicei determină felul în care arată fața noastră de obicei pe tot timpul zilei. Așa este, mulțumesc de invitație. Astăzi am ales să vin cu celebrul cat eye, ochi de pisică. Recomandarea mea și cea mai ușoară variantă ar fi să începem cu un fard cu care trasăm exact pe linia pleoapei. Nu depășim foarte tare. Mergem pe linia naturală a pleoapei, da? Pentru că dacă îngroșăm, s-ar putea să se vadă urât. Exact, și trasăm exact linia pe care noi ne dorim să o avem la final. În felul acesta putem să corectăm mult mai ușor. Exact, dacă greșim, după ce am aplicat un tuș rezistent, e mai greu să corectăm ceva. Și atunci noi venim cu varianta asta, trasăm cu fard. Tehnica mea pe care o folosesc de ceva vreme, dacă în trecut se foloseau liniile mai groase, mai drepte, mai, nu știu, căzute sau prea ridicate, astăzi se folosesc cumva natural, mergem pe linia naturală a pleoapelor și las un mic spațiu între genele naturale ale modelului, ale clientei și linia pe care eu o trasez. În felul ăsta ochiul pare alungit și ridicat. Efectul ăsta de lifting. Da, am lăsat un mic spațiu aici, nu se vede vizibil, exact, pentru că nu vreau să fie exagerat. Și să atunci... știi că și eu folosesc trucul ăsta, uite, fără să fi vorbit cu tine, pentru că mi se pare într-adevăr mult mai simplu de colectat decât să dai direct cu tuș, pentru că după aia trebuie să demachezi, nu? Și se strică tot machiajul. E puțin dificil să trasezi din prima perfect, așa noi, exersând tot timpul, ne iese, dar pentru un începător ar fi cel mai bine să pornească cu fard. Eventual, poate să lase doar fardul dacă e pe timp de zi. După care vin cu un tuș, e varianta tușului, nu știu, cariocă, tușului cremos, tușului gel. Eu astăzi am venit cu un tuș gel și cu o pensulă, dar de pictură, da? Nu o pensulă de machiaj, este o pensulă de pictură foarte, foarte subțire, cu care trasez peste linia pe care eu am trasat cu fardul. Ok, și ai spune că pentru noi, fetele astea mai începătoare, ar fi mai sigur dacă am începe cu cariocă. E cel mai simplu, nu? Cu tuș cariocă, cu un marker. Bună ziua, exact. Bravo. Pentru colegii noștri care sunt super pasionați tot timpul de voi, deci voi cred că știți mai multe chestii decât eu. Eu mă duc acasă și zic lui Alexandra, scoate clipboard-ul să-ți arăt ce am învățat azi. Uite, deci dacă vrei să știți, Nicoleta lucrează acum cu o pensulă de pictură. Am auzit de asta un Van Gogh. Întrebarea mea e vis-a-vis de ochiul de pisică, cat eye. E vreo diferență de ce la unele femei e dunga mai groasă și la altele e mai subțire? E vorba de tehnică, e vorba de cum îți place și e vorba și de exercițiu sau de greșeală, că poate să fie o greșeală asta, poate să fie o linie trasată frumos, după care hai că mai adaug eu puțin și se ajunge are la o linie foarte... Are legătură și cu forma ochiului? Dacă ai ochiul mai rotund sau mai alungit, trebuie să o faci mai subțire sau mai groasă? Cu siguranță, iar dacă avem un ochi căzut, codița de tuș nu poate fi, alungită foarte mult către sprâncene, cum am face la un ochi corect. În plus, dacă vrei să-ți arăt aici, uite, acum a tras linia aia. Linia aia este perfect dreaptă în momentul în care închide ochiul, vezi? Da? Vezi cum se duce în sus așa? Fugi, bă! Pentru că o greșeală des întâlnită este că fetele își încearcă să-și dea cu ochiul închis așa și atunci se duc aiurea și când deschide ochiul nu mai e... Nu? Exact. Nicoleta, aș vrea să te întreb, avem aici un caz, un exemplar. Ochi căzuți, mi se spune. Ochi căzuți, da? E vreo șansă? În afară de botox? Blefaroplastie ar fi. Dar cum facem să se vadă linia de tuș, dacă avem tipul ăsta de pleoapă căzută, ceea ce e foarte general. Ar fi foarte frumos să și arăt, pentru că este într-adevăr tehnică chiar specială. Tocmai dar de asta. Nu o să-i fac asta. Mă lași să iau un loc? Poți să iau un loc, în locul tău? Haide cu mine, îți face să-l deranjezi. Aș vrea să-mi fac un ochi aici. Cu un creion negru sau maro închis, un maro rece, conturăm linia de sub genele de deasupra.
Linia de genele. Deci noi pe mărim ochiul, dar nu pe ploapă, efectiv, pe linia de dedesubt. Da. Să-ți deci, minte, Florin. Poți să te cunosc de undeva ducem, asta. Nu ne ducem, repet, nu ducem codița spre sprânceană, pentru că nu avem unde să ducem, ploapa fiind căzută. Și atunci noi ridicăm și mărim ochiul doar pe linia de subgene. Cel mai greu de demachiat. E un pic incomod pentru persoane să dai acolo, dar... E foarte de greu de demachiat linia aia și linia asta interioară. E foarte greu, da. Dar tu de unde știi atât de multe lucruri? Păi la te cunosc de undeva la 2 săptămâni, sunt femeie. Asta zic, draga Nicoleta. Să ne spui mai departe, că n-am apucat să vorbim despre buze, dacă putem să aflăm câteva lucruri. În 35 de secunde. Deci cum putem să trasăm, da. Întotdeauna recomandarea mea e să folosim o mască de hidratare și de exfoliere înainte de ședințele de machiaj, după care venim cu un creion cu care conturăm buzele, dar în mod natural, nu depășim foarte mult. Un creion maro rece, mai ales că acum primăvara, toamna, se poartă foarte mult nuanțele de nude, nuanțele de roz, piersicuță. Okay, deci rămânem în paletarul ăsta de culori. Da? Exact, da. Și mai puțin vișiniu, mai puțin roșu, astea sunt mai mult pentru sezonul rece. Deci, îți mulțumim din suflet pentru aceste sfaturi. Nu neapărat, că nu s-ar putea să ne avantajeze. După ce am conturat buzele cu un creion... Luăm publicitate. Venim cu o pensulă dreaptă, da, cu care corectăm conturul, da, și perfecționăm. 10 secunde, dacă mai vrei să spui ceva, e momentul tău. Dacă nu, vom lua publicitate și vom mulțumi frumos. Urmează o pensulă, da, din păr artificial și luăm un ruj cremos, pentru, da, că nu vrem să avem buzele uscate sau deshidratate, mai ales că în sezonul cald buzele se deshidratează foarte ușor. Da, adevărat, am văzut. Și recomandarea mea ar putea fi pentru vara asta să folosim rujuri waterproof. Pentru că știe perfect toată lumea, în vara asta fac tot ce trece prin cap. Mulțumim foarte mult, fetele! Ok! Nu, ok! Să aveți o zi, o duminică frumoasă, și vă așteptăm pe la noi.